De Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret vă prezentăm proiect ai neamului nostru, care văd lumea cu ochi de copil. Dacă omul este cea mai perfectă creație a lui Dumnezeu, atunci cartea este cea mai perfectă creație a omului. Cartea e ca nuca, îi spargi coaja, îi simți gustul. Deschide cartea ca să vezi ce au gândit alții, închide cartea ca să gândești tu însuți. Cartea deschisă e un creier care vorbește, închisă un prieten care așteaptă, uitată un suflet care iartă, distrusă o inimă care plânge. Vasile Romaciu, cartea. Cartea este o minune ca prea sfânta rugăciune. Ea de mic te face mare și din slab te face tare. Ei bolnav te zdrăvonește, ești sărac te îmbogățește. Nu ești singur, ține minte, cartea ți-e ca un părinte. Ea ți-e soră, ea ți-e frate. Fără carte nu se poate. Orice literă e plină de căldură și lumină. Vrei frumos și drept să crești și puternic să citești. Și atunci filele veline devin aripi pentru tine. Dacă ai aripi de carte, zbori mai sus, vezi mai departe.